Finanțatorul Ioan Niculae s-a ținut de promisiunile pe care le-a făcut când a spus că va aduce forțe proaspete la Giurgiu. La Astra au venit anul acesta 5 noi jucători, 3 dintre ei din străinătate. Aceștia s-au adaptat repede la echipă după un cantonament reușit în Spania la Copa del Sol. Denis Alibek, fost la Inter Milano, Paul Pop venit de la Chievo, Ștefan Popescu, fost coleg cu Adi Mutu la Ajaccio, de la Rapid a venit tânăra speranța fotbalului românesc, Alexandru Ioniță, iar de la Oțelul a venit Laurențiu Iorga. Lotul Astrei își păstrează omogenitatea și cei mai importanti jucători. Poarta este păzită în continuare de Silviu Lung, ajutat de experimentatul Daniel Coman. Stâlpul apărării rămâne Alexandru Moțel, fundașul național al României, iar la mijloc Budescu, care tocmai a împlinit 25 de ani, rămâne pionul principal. În atac, cel mai periculos atacant este Mirko Ivanovski. Aceștia, împreună cu ceilalți elevi ai lui Daniel Isailă, compun lotul cu care Astra atacă locul întâi.